perioada până pe 15 septembrie am lucrat la, împreună cu echipa la realizarea proiectului GALA Ambasadorilor Nemțeni. În perioada 15-17 a avut loc lansarea campaniei Ambasadori ai Neamțului prin conferință de presă, iar începând cu data de 20 septembrie și până pe 15 octombrie se desfășura procesul de propunere de nominalizări. Astfel, pe adresa de e-mail pe care am dispus-o la dispoziție comunității, ne-au fost trimise diverse nominalizări pe cele 7 domenii, respectiv artă, educație și cercetare, tinere, valori, sănătate, voluntariat, asistență socială și sport. Mai apoi, juriul local a evaluat portofoliile nominalizaților și avem pe fiecare domeniu în parte câte 5 nominalizați, respectiv la asistență socială doar 3. Astfel, pe artă l-avem pe domnul Lucian Stroichi, domnul Boris Dobre, domnul Bică Neru Căciuleanu, domnul Laurențiu Dimișcă, domnul Lucian Tudorache. Pe educație și cercetare, domnul Dorel Haralam, domnul Dan Sârdea, domnul Ovidiu Alder, domnul Daniela Neamțu, domnul Ionel Ciobanu. Pe tinere valori, domnul Daniel Petrică Ciobanu, domnișoara Eliza Chirilă, domnul George Cristian Potrivitu, domnișoara Teodora Sava, domnul Sebastian Hrib. Pe sănătate, Letiție, doamna Letiția Damoc, doamna Cristina Tănăsoare, Iacob, domnul Dan Gabriel Arbătescu, doamna Mihaela Covrig, doamna Smaranda Gârbea. Pe voluntariat, domnișoara Ana Maria Holătă, domnul Sebastian Cătănoi, domnișoara Alexandra Branea, domnișoara Diana Liciu și domnișoara Tamara Ciobanu. Pe asistență socială, doamna Monica Sofron, doamna Elena Cucu și doamna Tănila Coman. Iar pe sport, domnul Constantin Lăcătușu, domnul Ionuș Stefănescu, doamna Iulia Negru Olteanu, domnul Mosor Grigor și domnul Valentin Gavril. Juriul pe fiecare domeniu în parte a fost realizat din persoane care își desfășoară activitatea pe respectivele domenii, respectiv artă. Juriul a fost format din domnul Stefan Potop, președinte numele artiștilor clasici din Neamț, domnul Cristian Livescu, președinte societății scriitorilor din județul Neamț și domnul Ciprian Isate, artist plastic. Pe educație a fost domnul Viorel Stan, inspector școlar general, domnul Gabriel Bolos, președinte al Sindicatului Liber din Învățământul Neamț și doamna Florentina Moise, director la Casa Corpului Didactic. Pe tinere valori a fost doamna Gina Federesi, fiind manager primăria Târgu Neamț, domnul Tudor Purcare, manager de Piatra Neamț, domnul Gheorghe Paisa, director european pentru sport și tineret Neamț. Pe sănătate, domnul dr. Iosif Chiozehi, președintele Colegiului Medicilor de la Neamț, doamna Gina Țicală, doctor Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și tot de la Spitalul Județean, doamna Suzana Constantinescu. Pe voluntariat a fost domnul Damian Pancu, doamna Gianina Păundra, Asociația Ecoturistă Gătării Vevei Acomi, doamna Ioana Dimișcă, reprezentantă Cetașii României, filiara Neamț. Pe asistență socială, doamna Cristina Păvăluță, directora Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, domnul Vlad Angeluță, directora Direcției Asistență Socială, Piatra Neamț, la acel moment era director acolo, și doamna Mirona Neguș, președintă Asociației Asistență Socială Neamț. Iar pe sport, domnul Marcel Mihalcea și domnul Daniel Ene de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț și doamna Magda Merințe de la Inspectoratul Școlar Județean Neamț. La ceea ce privește orașul, municipiul Roman, aveți pe educație și cercetare, l-ați propus pe domnul Vic Balde, la tinere de valori pe domnișoara Elina Chirilă și domnul Sebastian Hrida, la sănătate pe domnul doctor Dan Gabriel Arbătescu. În perioada următoare, până pe 15 noiembrie, se desfășoară în continuare votul electronic, oferind ocazia cetățenilor să-și voteze favoriți. Chiar mai apoi, la sfârșitul lunii, va avea loc jurizarea națională, unde vom analiza rezultatul la jurul local și votul electronic, urmând ca din seara de 1 decembrie să ne întâlnim cu toți la Teatrul Tineretului, unde va avea loc gala. Spuneți-mi, cum vor fi recompensați aceste persoane nominalizate? Vor fi plachete? Ce vor primi ei? Fiecare câștigător pe domeniul său va primi un trofeu, iar de asemenea vor exista și premii speciale fiind oferite plachete.